participa această partidă împreună cu Mr. Bogdan Andone, dar vom începe cu Gabi Itama și ni se va alătura și Bogdan Andone puțin mai târziu. Te salut, Gabi, îți citesc așa cum e procedura, întrebările trimise de colegii noștri din presă. Se pare că ești preferatul presă, uite când te întrebarează. Și eu am făcut o glumă cu niște colegi și au zis că două, trei întrebări și asta mă îngrijorează. și am zis, nu cred, la mine nu e numai două întrebări, trei. Da, două foi. Cum anticipezi partida cu Poliaș? Va fi întâlnirea dintre ultimele două clasate din Liga 1? Făcând o analiză, acesta este locul meritat de către cele două echipe? Eu nu știu, nu vreau să discut despre Poliaș. Îi respect, cum respect toate echipele din Liga 1. Eu zic că locul nostru nu este aici, al voluntariului, pentru că am văzut ce fel de jucători sunt aici, ce grup de jucători, ce staff și conducere. Dar încă am demonstrat foarte puține pe teren și sper la meciul cu ea să nu mă înșel. Care este cea mai mare problemă a voastră și la ce excelează Iașul ca să-l blocați? Cea mai mare problemă a noastră sunt punctele. În rest, nu avem probleme foarte mari. Și la Iași, nu știu cum, ce ai zis de Iași? Și la ce excelează Iașul, ce excelează? Să-i blocați? Excelează. Nu știu, noi trebuie să ne gândim la jocul nostru, nu trebuie să ne gândim la jocul adversarului. Trebuie să diminuăm greșelile personale și doar așa vom putea aduce cele trei puncte. Următoarea întrebare, cum a fost din teren reîntâlnirea cu Liga 1? Ratezi întâlnirea cu un adversar tradițional, Andrei Cristea, care este acum antrenor la Iași? Da. Întâlnirea cu Liga 1 a fost una bună, chiar amuzantă, intrând ca și vârf, dar mi-a plăcut foarte mult că am revenit și că am intrat să joc și acum sunt apt de joc, 100%. Sper să mă bage antrenorul. Referitor la Andrei Cristea, nu știu, a fost decizia lui. Eu în locul lui mai continuam să joc fotbal. Poate a acceptat prea devreme să devină antrenor. Ca și fotbalist ați văzut, a dat foarte, foarte multe goluri. A ajutat Iașul, cât și alte echipe. Următoarea întrebare este legată exact de acest aspect. Cristea, prepeliți sau devenit antrenor din jucători? Te tentează și pe tine la un moment dat mișcarea asta? Încă nu m-am gândit la ce va fi după fotbal. Nu vreau să mă gândesc, mi-e cam frică. Dar încetul cu încetul trebuie să mă gândesc și să iau o decizie referitor la asta. Nu știu. Voi încerca pe ceva în sport, dar încă nu m-am hotărât. Dacă antrenor sau management sau eu știu, nu știu. Poate fi un avantaj pentru FC Voluntari situația celor de la Poliaș care au stat două zile ca să joace cu Viitorul la Ovidiu? Nu putem să spunem că dezavantaj. Pentru că presta știți cum este. Când am jucat cu FC Argeș, au zis că ei au avut mai puține zile de odihnă, voi ați avut mai multe. Problema este ceea ce facem noi. Nu vreau să mă gândesc la ceilalți, că au avut un an plus, un an minus. Noi trebuie să mergem acolo, concentrați și să jucăm jocul nostru. Câte puncte crezi că ați putea obține în ultimele 6 partide rămase din sezonul regular? Aș vrea să le obținem pe toate. Dar deocamdată trebuie să ne gândim la cele 3 puncte puse în joc luni cu Poliaș. Toți reprezentanții României s-au calificat în fazele următoare ale Europa League. Mircea Lucescu cu Dinamo Kiev, Nicolae Stanciu cu Slavia, Ianis Hagi cu Rangers și Ciprian Tătărușanu cu Milan. A fost o seară perfectă pentru români în Europa? A fost o seară perfectă, dar am văzut că Ianis a jucat, am văzut că Stanciu a jucat, nu știu, Tătărușanu a jucat sau n-a jucat, n-am văzut. Dacă a jucat, mă refer titular și am văzut că Stanciu a ieșit primitul 46-47, nu știu, și Ianis Hagi la fel. Mi-ar plăcea să văd mai mulți și să-i văd la echipe cum joacă Tătărușanu, la Milan, la, nu știu, la alte echipe. Perfectă este când joacă și dau goluri, se uită lumea, vorbesc de ei.
Îți pare rău că ratezi întâlnirea cu Daniel Pacu, cel care până de curând a fost prietenul tău, care până de curând a fost antrenor la Poliaș? Na, dacă ai vrut întrebări. Că o ratez? Păi dar nu mai este. Asta spun, până de curând. Păi dacă poate ieșeam împreună de pe meci. Mersi. Ne oprim pe moment, ne vom întoarce.